Elena. Sper să ne amintim acum. Înseamnă că mai fost. Da. A, a fost cu piano. Mă grăbesc să repar ce-a stricat societatea și trăiesc prezentul, regăsind realitatea. Astăzi dau iar lovitura, chiar de-i boală în toată lumea. Fulgere, blesteme grele, mândresc defectele mele. Dar ea lumea mă iubește fix ca pe Doamne ferește. Eu nu înțeleg ce zice, ca vorbe, dar e frumos. Când ai o viață pe scenă pentru glorie eternă, îți bag grima toată în gură când îți pui capul pe pern. Elena Albu, reîntoarcere spectaculoasă. Chiar am ținut-o minte. Ea a venit în trecut cu o piesă de Adele. Ea a cântat la pian, ne-a distrat, a lăsat o impresie extraordinară. Astăzi s-a gândit să se lege de versurile îngrozitorului Chelu de la Parazit. Hai să tragem încă o dată, vă rog frumos, să ne facem bine. Se poate? Mare greșeală, eu țin la ceea ce scriu, consider că este total nepotrivit să asociez muzica mea cu muzică populară de cârciumă sau de botez. Haideți să facem încă o dată bine, vreți? Da. Să da. Meargă tot? Stai puțin, ce, faptul că te-ai încurcat de câteva ori sau... Da. Eu zic să reluăm. Vreți? Da! Hai să reluăm. Hai să reluăm. Cu tot cu intrare. Nu, cu tot cu intrare, te rog. O încurci. Logic. Vrei să reluăm momentul? Vreau. Tot momentul? Da. De la început. Ce am zis? Cu tot cu intrare. E cineva la prompter? Stai-mă un pic, se știe care a fost problema? Am un prompter unde mi-am scris într-o ordine ce aveam de spus. Da, și dacă n-are prompter... Și n-au fost. Da. A, și n-au fost? N-a fost? Nu e nimic. Dar ce a zis dacă n-a mers prompterul? Asta e, de-aia nu înțelegeam cuvintele, nu? Hai încă o dată cu prompterul care merge de data. Dar nu suntem observatori. Deschideți televizoarele, fiți profesioniști! Are viteză mare și e greu destinul prompterului. Vorbește foarte repede. Doamna Rodica, n-a fost vezi deloc. Destinul! Pe prompter n-a fost deloc. Deloc. Se știa că fata asta are eu nevoie de prompter? Eu am spus exact înainte. Cui ai spus tu exact înainte? Era cu mine la scenă, în spate, și am spus, merge prompterul, am ceva pe față? Tot ok, merge. Haide. A mers. Okay. Înainte să intre în scenă, ăsta e ultimul lucru pe care l-a întrebat. Ea a spus, merge prompterul. I-a răspuns profesionistul de televiziune. Ai intrat, îți dai seama. Oh. Tangarangarangaram, tangarangaram, tangarangarangaram, tangarangaram. Ala fi la palal mai malai la 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 la. Se poate. Acum suntem pregătiți? Nu, nici eu. Nu, dar totuși, de ce n-ați învățat textul? Așa de greu este. L-am rearanjat și... Sunt obișnuită cu textul tău metric, by default. Da, am înțeles. By default. Da, by default. S-a stricat prompterul, s-a creat haosul cu... Bucurie. Toate momentele penibile care au urmat sau au fost la mijloc sau cum vrei tu, pentru mine au fost o bucurie de nemăsurat. Sunt un om rău. Ce-mi place. Prompterul, această invenție extraordinară a televiziunii, are un șpil pe care trebuie să-l știi. El te ajută foarte mult dacă e pornit. Băi, eu zic, loviți-l de două ori că merge. Și unde nu s-au adunat acolo 6 electricieni ad hoc, care unul bătea într-o parte, altul zgârmânea în altă parte, și nu se mai aprindea ăla. Doamna Rodica, săraca, care în momentul ăla deja, cred că atunci chiar nu mai înțelegea ce se întâmplă. Măi, dar de ce insistați? Hai să dăm notă, să discutăm cu ea. De ce insistați? Păi, nu insistă nimeni, ea își dorește să refacă numărul, pentru că nu a mers prompterul, ea are nevoie de prompter ca să-și și facă numărul, săracă, are dreptate. Prompter, că nu funcționează. Eu am înțeles. Are o defecțiune. Poți să țipesc puțin? Sigur. Nimic nu este interzis. Ăla a fost momentul când și-a pus capul pe masă și a zis, nu, mi-o mor aici.
mor aici, nu se mai poate, nu se așa. Am zis, doamna Rodica, așa e în televiziune. Am pus capul și am fost să mă culc puțin, să mai prind câteva secunde de somn, mă, poate cine știe, mai e, mă revin, mă revigorez. Doamne, 12 zile ne așteaptă. Doamna Rodica, dumneavoastră ajungeți acasă, puneți capul pe pernă și în două zile ați uitat. Noi mai avem 12 zile de stat aici, în aceleași condiții. Bun, se pare că suntem pregătiți în acest moment. Bine, vă rog, cine a dormit să se trezească. Gata, bun, ok. Dacă maestru este la sunet, ok, îi dăm. Păi zi. Ai uitat. Aplauze. Așa. Chilo a dispărut la masă în momentul în care s-a dat repetire. A zis, păi, am suportat odată, a doua oară nu mai pot, vă mulțumesc, pa și la revedere. Venită să ne bucure ochiul și spiritul, ea e din nou aici. Chelu a plecat. Doamnelor și domnilor, să o primim cu cele mai puternice aplauze. Se întâmplă, el pleacă, Elena, se nervează, se întâmplă. Albu! Hei! Un om ca nou! Nina a fost! Vă împrumut și eu puțin, așa. Te rog! Circ este dat prin nenui. Eu cocu nu era frumos. Nu mă trebuie să reparce, a stricat societatea. Și trăiesc prezentul evitând realitatea. Vrei să mă salvez cu forța, nu mă simt în plus. Mi-am băgat părul în industrie și m-am auto-exclus. Eu vă cânt tot, eu fix ca pe Doamne ferește. Iu-iu-iu-iu-hu-hoi. Bine! Bravo! Mă, ca idee, am înțeles, bun, să iei versurile lui Cătălin, să le pui pe o muzică populară și cu tare, și cu tare, și cu tare, cu ficul îmbărțit. Dar în același timp, bă, ca să pregătești un număr de genul ăsta, bă, trebuie să fii glanț. Nu știu ce a vrut să iasă cu treaba asta, că nu a fost ce și-a dorit. E probabil că a gândit povestea altfel, știi, în capul ei și s-a realizat așa cum s-a realizat. Dansatorii au fost amuzanți. Ce-a făcut...